Circulația rutieră a fost redeschisă parțial pe drumul Național 2E, în zona localității Marginea, acolo unde un pod s-a surpat parțial în noaptea de marți spre miercuri. Conform unei adrese de la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale, Poliția Rutieră Suceava permite în acest moment accesul pe pod doar autovehicolelor cu masa de până la 7,5 tone. Pentru mașinile cu masa totală autorizată între 7,5 tone și 10 tone, ruta ocolitoare a fost stabilită pe traseul Păltinoasa, Solca, Arbore, Milișeuți, Rădăuți, Marginea și Retur. Pentru mașinile cu masa totală autorizată mai mare de 10 tone, ruta ocolitoare a fost stabilită pe drumul Național 17, Păltinoasa, Suceava și apoi pe drumurile naționale 2 și 2H, Suceava-Rădăuți. Între timp, Compania de Drumuri Naționale a demarat lucrările pentru refacerea podului. Construcția va intra într-o lucrare de reabilitare complexă care se va întinde pe o perioadă de timp mai îndelungată. Restricțiile de circulație vor fi menținute pe toată durata lucrărilor. Marți seară, un autoturism a căzut în groapa formată în mijlocul drumului, o persoană fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale.